În fiecare an, noi ne creștem puii de carne la noi în gospodărie, în aer liber, cu mâncare foarte bună și sănătoasă și astfel obținem o carne foarte bună, gustoasă, aromată, pentru că puii noștri cresc cu suficient spațiu să se poată mișca, să mănânce iarbă. Deci, ne bucurăm că putem și avem șansa să îi creștem la noi în gospodărie și să ne bucurăm de roadele, carnea ce o obținem de la acești pui. Din păcate însă, carnea de pui la noi a trecut cu mult timp în urmă deja și am rămas fără oase pentru supă, fără carne, fără pulpe, fără piept de pui, așa că am găsit la un magazin, la o ofertă foarte bună, piept de pui cu os. Am cumpărat o cantitate mai mare și l-am pregătit astfel încât să am atunci când e nevoie și când mă simt inspirată să gătesc ceva interesant din piept de pui. Am cumpărat, l-am dezosat și astfel am obținut câteva pungi de piept de pui și două porții de oase pentru supă. Așa am făcut astăzi că m-am simțit inspirată să fac o supă de pui, dacă tot am lucrat cu carnea de pui. Așadar, mi-am spălat foarte, foarte bine aceste oase din pieptul de pui dezosat și le-am pus în oala cu apă fiartă. Am pregătit oala, am pus apa la fiert și când aceasta a început să fiarbă, am pus și oasele. Între timp, până se fierb puțin oasele, mi-am șters și mi-am spălat foarte bine blatul de lucru, pentru că consider că e foarte important, mai ales pentru că este blat de lemn, să fie mereu șters și mai ales atunci când lucrez cu carne crudă. Ei bine, dacă dorim să avem o supă foarte clară, e nevoie ca atunci când fierbe puiul să alegem spuma ce se adună deasupra. Astfel, supa va rămâne clară și mai ales supa să o fierbem la foc mediu. Pentru a avea o supă foarte aromată, e nevoie de multe legume, cum este ceapa, usturoiul, morcovii, pătrunjelul și țelina. Se mai poate adăuga gulie și păstârnac, doar că nu sunt pe gustul meu. Păstârnacul mi se pare mult prea dulce, iar gulia are o aromă care nu îmi place mie. Așa că am pregătit legumele, le-am curățat bine, le-am spălat și le-am adăugat rând pe rând în supă. Întotdeauna când gătesc ceva, bineînțeles că rămân multe resturi, coji de ouă, coji de legume și aceste resturi noi le păstrăm, le dăm ori la găini, ori la porci, ori le punem în compostul din grădină. Supa noastră este aproape gata, dar are nevoie de găluște, pentru că i-am întrebat pe copii cu ce doriți să fie supa, cu tăieței de casă sau cu găluște și amândoi la unison au spus găluște. Cred că le era foarte dor de găluște, așa că m-am dus repede până la găinușele noastre, care sunt 5 la număr și ne fac câte 3-4 ouă în fiecare zi și noi suntem mulțumitori și recunoscători pentru aceste ouă, pentru că sunt de la noi din ogradă. Am pregătit aluatul pentru găluște din 3 ouă și o cantitate nemăsurată de griș, pentru că eu nu le măsor niciodată, le pun după ochi. Dar știu sigur că compoziția aceasta
trebuie să fie nici prea moale, nici prea tare. Astfel încât, după ce o amestecăm foarte, foarte bine, o lăsăm 5-10 minute ca ea să se întărească. Și anume, grișul trage umeziala din ou și începe să se umfle și se întărește puțin această compoziție. După această perioadă de 5-10 minute, nu mai amestecăm deloc, pentru că e important ca acest gris să rămână exact așa cum este. Astfel vor ieși niște găluște foarte, foarte pufoase, moi și își vor păstra consistența, își vor păstra forma, nu se vor împrăștia în supă. Iar când începem să punem găluștele în oală, zeama, supa, trebuie să fiarbă la foc mediu. Dacă supa fierbe prea tare, găluștele încep să se împrăște și nu ne dorim asta. Așadar, focul să fie mediu. Am tăiat și legumele în bucățele mai mici, astfel încât să le putem împărți la fiecare în farfurie în mod egal, să nu se certe nimeni. Și tot ce a mai rămas de făcut a fost să așteptăm să se răcească supa, pentru că mirosea atât de bine în bucătărie că abia a mai avut răbdare. A fost grozavă, a fost foarte bună și aromată și exact cum trebuie să fie. Dacă faceți și voi supă de pui cu găluște, noi vă dorim poftă bună. Ne vedem data viitoare cu bine și cu sănătate. Pa, pa!